Emisiune sponsorizată de Dental Excellence. Din păcate, de foarte multe ori, mulți pacienți ajung în situația în care să aibă nevoie de o înlocuire completă a danturii. Există însă soluții pentru a se bucura rapid de o lucrare fixă. Astăzi, la Diferențe și Esențe, vorbim de aceste metode moderne de implantologie. Astăzi, în stomatologie, se practică sistemul Fast and Fix, adică refacerea danturii rapid, într-o singură ședință, prin inserarea unor implanturi și realizarea unei lucrări fixe. Sistemul Fast and Fix se adresează pacienților edentați total, care sunt purtători de proteză sau nu, și pacienților care mai au un număr de dinți, dar care sunt afectați de caria complicată sau de boală parodontală generalizată. În această situație, osul celor două maxilare, maxilar și mandibulă, este resorbit în special în zona posterioară. În această zonă, el este într-o cantitate mică, rămânând într-o cantitate mai mare în zona anterioară, adică în zona incisiv canin premolar. Implantele pentru sistemul Fast and Fix se concentrează pe această zonă. Avantajele acestui sistem, oportunitatea de fapt pe care o au pacienții ce apelează la sistemul Fast and Fix, este aceea că se prezintă la clinică cu o proteză sau cu mai mulți dinți care sunt total compromiși și a doua zi pleacă cu o lucrare fixă. Conform acestei proceduri, se inserează 4 sau 6 implanturi în partea de sus și 4 implanturi în partea de jos. Numărul de implante este de 4 sau 6 la maxilar, în funcție de situația medicală a pacientului respectiv, și de 4 implanturi la mandibulă. Aceste implanturi sunt poziționate, două, în cele din zona posterioară, sunt poziționate înclinate. În această zonă posterioară am specificat că avem o cantitate de os mai mică, de aceea ele se pun înclinate cu un unghi între 30 și 45 de grade pentru a evita formațiunile anatomice din vecinătate, adică la maxilar sinusul maxilar și la mandibulă nervul alveolar. Între aceste două implanturi înclinate se pun două sau patru implante în poziție verticală. Deci numărul de implante este redus în varianta aceasta, el putând susține în primă fază lucrarea provizorie și apoi lucrarea definitivă. Numărul de implanturi diferă de la pacient la pacient în funcție de problemele concrete ale acestuia. Ca să ajungem să stabilim pentru un pacient câte implanturi are nevoie, trebuie să facem un plan de tratament. El este personalizat pentru fiecare pacient în parte. Începem cu o consultație de specialitate, urmează să facă analize de sânge conform prescripției medicale, apoi o radiografie panoramică, un computer tomograf, fotografii diagnostice, se iau amprente pentru cele două maxilare, așa cum este pacientul la început, se înregistrează mușcătura și în funcție de toate aceste date se face planul de tratament personalizat. Unul dintre avantajele majore este acela că totul se desfășoară de regulă într-o singură ședință. În ședința în care se face intervenția, se scot dinții așa cum sunt, se curăță foarte bine acolo locul și apoi se pun implantele. La sfârșitul intervenției se ia o amprentă, după care se realizează lucrarea. Lucrarea este una provizorie, dar este o lucrare fixă. Rolul acestei lucrări provizorii este acela de a reface estetica pacientului și parțial funcția masticatorie,
dar are și un rol foarte important medical, acela de a solidariza rigid și fără tensiune implanturile între ele. În plus, pacienții se pot bucura imediat după aceea de o lucrare fixă, chiar dacă la început provizorie și abia apoi finală. Lucrarea provizorie este o lucrare fixă, este o lucrare care reface într-adevăr estetica pacientului, însă din punct de vedere al masticației este doar parțial asigurată această funcție, în sensul că alimentația pacientului este una moale, supe, piureuri, iaurturi, astfel încât forțele pe care le suportă lucrarea să fie cât mai mici cu putință. Necesită o atenție deosebită încă din acest moment igiena, pentru că pacientul trebuie să folosească un duș bucal ca să curețe suprafața dintre lucrarea provizorie, de fapt spațiul dintre suprafața lucrării provizorie și gingie, unde pot să rămână resturi alimentare. Acest sistem este preferat de cei care vor să renunțe la protezele clasice și își doresc confortul unei lucrări fixe. Pacienții purtători de proteză totală care se decid să apeleze la sistemul Fast and Fix vor avea surpriza că încă de la lucrarea provizorie cerul gurii nu mai este acoperit de lucrare. Același confort se păstrează și la lucrarea definitivă. În niciuna dintre situații lucrarea nu presupune acoperirea de boltă palatină. Mulți pacienți care ajung în această situație au deja probleme și de altă natură și în privința retracției osoase, de exemplu, astfel că, în mod normal, noi dinți ar arăta cam prea lungi, dar soluții există și în acest caz. Gingia artificială roz este un artificiu care se realizează pe lucrarea definitivă și ea face parte din lucrare, este realizată din ceramică și este doar o ceramică de altă culoare. Nu este ceva suplimentar în gura pacientului, dar efectul pe care îl obținem folosind această gingie artificială este că dinții au o lungime naturală și oferă un foarte bun confort estetic pacientului. Acest sistem modern de implanturi, care conferă șansa unor dinți fixi într-o singură ședință, schimbă rapid perspectiva pacienților și pur și simplu modul lor de a vedea lumea. Toți pacienții care au ales sistemul Fast and Fix au simțit că viața lor s-a schimbat, că sunt mai încrezători, zâmbesc mai mult, se îmbracă altfel, socializează mult mai bine și sunt mult mai încrezători în ei. Așadar, soluții există, chiar și pentru cei care și-au pierdut complet toți dinții. Noi vă reamintim însă că esențială este prevenția, că vizitele periodice la dentist sunt esențiale pentru un zâmbet frumos și pentru o dantură sănătoasă. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune sponsorizată de Dental Excellence.